Salut! Astăzi vă dăm nota de plată unui om care crește pâinea cât un soare. Hai să pornim! Ori o facem ca la carte, ori nu o facem de fel. Acum, în momentul dat, sunteți milionari sau nu? Nu, cred că anul ăsta suntem milionari în pierderi. Cum ar trebui noi să economisim banii? Păi să nu facem cheltuieli într-aiurea. Niciodată nu m-am temut de concurență și nici nu mă tem. Din ce cauți? De atâta că sunt agricultori care nu sunt sănătoși. În jur de vreme de pandemie, în jur de 300.000 la valoare. Nu banul hotărăște tot, dar din inimă, din suflet, dacă este ceva acolo. Am fost la Casa Albă, am fost în biblioteca Congresul. Ouăle nu se pun toate într-o coșelcă, ca pe urmă stric toate odată. Dar nu aveți destule, nu știu, responsabilități, destule pe cap ca să vă ocupați, luați și gunoi? Dovedim tot. Tot? Tot dovedim. Și cum asta? Foarte ușor. Cum e grăul, de exemplu, ăsta? E sănătos sau nu? Grăul e pierdut. Asta nu este greu sănătos, din cauza lipsii, ia că noi anul acesta n-am avut ploi. Pe sectorul ăsta. Avem alte sectoare, alte câmpuri, unde au fost câte ombureți de ploaie, dar pe câmpul în care noi acum suntem, practic, au plouat poate vreo 10-15 mm din luna septembrie până acum. De obicei, da. Greul îl exportați? Nu, la pe loc îl realizăm, da. Și credeți că pâinea o să scumpească? Mai sunt rezerve. Eu cred că n-ar trebui să scumpească pâinea. Da, prețul la grâu? Prețul la grâu ori să crească. Cu cât aproximativ? În jur de 4 o să fie. Cu cât mai mult o să crească? Cu un leu jumate. Noi în tot anul, nu... rezervăm o cantitate oarecare de grâu pentru cazuri. Și întotdeauna, dumneavoastră ca agricultor și ca om, ca antreprenor, vă faceți rezerve în caz de criză? De o criză, da. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ați fi avut rezerve? Sunt agricultori care nu fac aceste rezerve. Dacă n-am avea rezerve, ar trebui să procurăm din Krasnodar, din zonele unde nu sunt afectate de secetă. Am avut așa practică. Și v-ați învățat lecția? Da. Dar unde vindeți grâul de obicei? Piața internă? La morile din Moldova. Morile mai mult cumpără. Și cât vindeți în fiecare an aproximativ? Vreau câteva mii de tone vinde. Jur de 2000. Dar tot pământul ăsta e a dumneavoastră sau el e... El e arendat. E arendat și da. O parte dați la oameni, da? Da. Avem contracte încheiete cu oamenii pe 5 ani de zile, la care noi ne achităm, de regulă ne achităm cu produse, cu grâu, cu floare, cu porumb. Să avem pierderi mari, merge vorba de ordinul, de exemplu, la 6-5 milioane de lei, pierdere de la grâu. Asta să fie pierdere anul ăsta. Deoarece grâu e foarte slab. Noi nu putem să-l recultivăm, să semănăm altceva în locul lui, deoarece în sol nu e rezervă de umiditate. Și presupun că acești bani erau planificați pentru alte investiții, nu? Da, noi în agricultură tot și facem, tot investim. Cum trebuie să procedeze tinerii antreprenori ca să-și gestioneze banii astfel încât să le ajungă pentru afacere? Asta e un lucru cel mai important. Bani poți să ai mulți și nu-i poți cheltui. Dar banii trebuie cheltuiți rațional. Ai bani, fă investiția. Nu ai bani, nu fă investiții mari. Trebuie toate secretele că trebuie de făcut într-un timp lung. Tinerii vor într-o zi tot. Într-o lună, într-un an vor tot, dar așa nu se primește. În primul rând, nu trebuie de lucrat cu ultimii bani. Trebuie să avem rezerve. Trebuie să investim atâta cât putem. Putem să apelăm și la bănci, la credite, dar nu cu sume mari. Pentru că noi nu suntem, agricultura e un risc. Noi, de exemplu,
am făcut investiții mari ultimii ani. Procurat tehnică, procurat combine. Prin credit? Nu, din bani proprii. Multe exemple, când s-au avântat, când au cumpărat tractoare scumpe, cultivatoare scumpe, sămănători. Și până la urmă s-au bancrotat, au făcut frigidieri. Cu linii de sortare, cu capacități mari, cu de astea și până la... Dar neavând cu simplu frigidierul. Noi am făcut un frigidier mititel care am putut să-l facem. O cameră de reșire. Strângem de pe deal, reșim, încărcăm în tirul și trimitem peste hotare. Dar un frigider micuț de ăsta de-a nostru o rășit, o trecut prin trânsul de mult mai mult de ori decât într-un frigider de șal care a fost investit mare fără să gândească că n-a să aibă cu șel în plin. Să folosești corect tehnologiile, să folosești corect hibriții la semănat, să-i alegi. An de an, într-un an merge un hibrid, într-un an merge alt hibrid. Dimitiel, ne place pământul să lucrez, ne place să fac ceva, ne place să văd cum crește ceva, ne place să seamăn ceva, ne place să fac un pământ frumos. Chiar dimitiel, eu avem grijă de grădină. La noi grădina era făcută cu gremla dreapt, frumos, tot niciun fel de burienaș, tot era netit ca cum e stecla. Eu dimineața, mă scol dimineața tare, fac un cerc pe stătă locul, văd unde și ce trebuiește de făcut. Și apoi undeva după 7, dar mă s-adună lucrătorii, primesc fiecare sarcina și au de făcut. Eu trebuiește să vin să controlez dacă, de exemplu, noi lucrăm 1300 de hectare de pământ, dintre care livieți vii avem, toate necesită bani. Atenție. Nu bani, atenție! Atenție necesită! Vedeți, copacul ăsta de prun, el nu trebuie să aibă păduchi, el nu trebuie să aibă boli, el trebuie să fie prelucrat, el trebuie să fie curățit cum trebuiește. În vremea asta, când... Ia ca uitați-vă, ia ca aici am avut grindină, vedeți? Ia ca asta e prun bătută de grindină. Ia ca asta. Aestea pruni care sunt, nu le poate copacul duce din cauza secetii. Cu toate că ne stăruim să eliberăm câmpurile de burieni, ne stăruim să le prelucrăm. Acum, în faza dată, noi trebuie să hrănim. Cum la un bolnav îi dă capelniță, apoi ia ca așa la copacul ăsta, noi trebuie să îi dăm pe frunză hrană. Și azi, noi trebuie să plecăm acum la brigadă, să le spunem răspunzătorilor care răspund sectorul dat, ca ei să prelucreze cultura dată cu microelemente, cu niște aminoacizi, dar îndeosebi la creșterea și la umflarea prunilor, noi avem nevoie de caliu, potasiu. Vă așteaptă lumea? Acum și stați. Alo, alo. Da, domnul Genia, spuneți. Eu acum sunt levat, ajung la brigadă și vă sun, doamnă Eugenia. Mă stărui. Primărița v-a sunat, da? Da, noi avem grijă să de gunoi în sat și azi e ziua când se strânge gunoi. La Consiliu s-a hotărât să procurăm un tractor pentru primărie, să aibă grijă de gunoi în sat, să aibă grijă de asta. Vreo 30 de ani în sat s-a umplut tot hârtop cu gunoi. Și dumneavoastră v-ați luat responsabilitatea ca să duceți gunoiul? Să strângem gunoiul, să închidem gunoiul, neautorizați, să facem o gunoiul, dar asta e altă întrebare. Noi acum ne ocupăm cu pruna. Mm-hmm. Noi avem pruna. Dar nu aveți destule, nu știu, responsabilități, destule pe cap ca să vă ocupați, luați și gunoiul. Dovedim tot. Tot? Tot dovedim. Și cum asta? Foarte ușor. Principalul, scrieți și testeri că îi spoți. Asta e treaba. Acum noi trebuie să plecăm în brigadă, punem sarcina la lucrători și trebuie să facă și mai departe noi... Câți lucrători aveți? În jur de 100. În jur de 100. Da, ieri le-am transferat banii la card, achităm la vreme tot. În jur de vreme de pandemie, în jur de 300.000 lei a valoare.
Și trebuie să ne bate în cap oamenii lună la lună să ai vâleav. Și ați fost afectați de pandemie cu salariile sau nu? Sau le-ați dat salariile? Nu, toate au fost la vreme. Nu. Salariile și impozitele la noi e regulă. Eu am un program cu japonezii la care fac școlarizare la studenți. Și eu am avut foarte mulți studenți la lucru, la practică aici la mine. Și am în tot anul. Și eu nu pot alege unul bun să-mi găsesc un agronom. Eu sunt conducător, eu sunt agronom, eu sunt... Și nu merge vorba de leafă. Leafa e... bun. Cât poate să joacă leafă? În dependență cum lucrează, poate să fie și... 10 și piste. Nu e problema în bani. E problema că ei... Iară, știți, este o chestie că nu banul hotărăște tot, dar din inimă, din suflet, dacă este ceva acolo, dacă tu ai o atracție, dacă tu ai o plăcere, dacă tu ai ceva, apoi... Dar acum nu, e dispărut la tineret. Tineretul se ocupă numai cu computatoarele, cu Facebook-ul. Eu vreau să vă spun că eu n-am Facebook. Eu n-am când. Eu mă mai uit pe Viber, mai trimit când îmi trebuie de la cineva o factură, ori ceva. Mă mai folosesc de Viber, dar de Facebook aș vrea, dar n-am când. Asta e oficiu dumneavoastră. Asta e... nu e oficiu. Văd documente, Asta e... oficiu brigadierului agronom, asta inginerul. Aici e brigada de tractoare. Am înțeles. El dirijează cu test lucrătorii, tehnica securității, pe părete, poftimea ca o avem. E pe chiar și Dima, haide veniți o fugă încoace să discutăm ce avem de discutat. Mai pe scurt, azi așa facem, domn Dumitru. Prelucăm prunul cu microelemente cu caliu, prunul de acolo de la care l-a prelucrat ieri Ion de la stână. Ghepechea, dăm echipajele sfăcute la stropit. Măta, da, mai să iei Vasile Bâtcă cu bota și ne ducem să prelucrăm grâu și al de acolo și după asta să-l prelucrăm și pe al de la vale. Și al de la vale să-l dăm cu amistar și tot aceleași normă, dar pe ista de la deală să-l dăm numai cu starani și cu insecticide. Da. Plecăm mai departe. Suntem acum în satul moldovenesc. E vorba de o pensiune frumos amenajată. De ce ați construit această pensiune? Pentru ce? Pensiunea dată n-am construit-o eu. Noi am procurat-o. La noi, în Hârtop, a fost o rudă de-a mea o construit-o, care se numește Valeriu Loghin. El a pornit afacerea pensiunii date. Asta a fost pornit prin anii 89, mai tin, că nu mai țin minte. El a început de la una, două căsuți. Și oamenii pe atunci vineau și se odihneau aici. Da. Cu vremea au mai construit mai multe căsuți. S-a făcut clopotnița, care este aici pe... aici s-a petrecut concursul clopotarul Tiera, care au participat foarte mulți clopotari de pe tot globul pământesc, nu mai țin minte, posibil din Belarusia, îmi pare că au câștigat concursul atunci. Și 3 ani în urmă, 4, undeva 3-4 ani, domnul Loghin plecat în Cehia.
Și ați cumpărat... Așa am procurat noi. Și deja ați dezvoltat. Da. Noi deja vrem mai mult agro-turism să facem. Un turism agricol. Încă baza nu este gata. Noi acum o pregătim pentru a primi turiști. Pentru a face o bază agroturistică trebuiește foarte mulți bani. Ca să faci niște condiții cum sunt în Europa, e foarte greu. De atâta noi asta nu reușim în timp scurt, să facem într-un timp mai lung. De câți bani ați avea nevoie? Mulți. Cât? Mulți. Dați calculat, adică aproximativ ați calculat, eu sunt sigur de asta. Sunt, ca să faci o stațiune trebuie măcar vreo 4-5 milioane de lei. Să o facem cum ce trebuiește de făcut, stații de epurare, ce trebuie de tras, apă din nou. Noi anul ăsta am avut îngheț, am avut grindină, secetă, știți? Am avut la pachet tot și rău. Și până la urmă sunteți optimist? Cum o streci? Numai decât o streci! Numai decât! Întrebări nu poate fi. Noi am făcut așa o structură, că ceva să fie. Ori e livadă, livada începând de la cais, piersic, prun, struguri, aha, vișă. Secretul constă că trebuie să investești în mai multe părți. Da, în ouăle nu spun toate într-o coșel, că pe urmă stric toate odată. Asta e treaba. Ia ce frumos ați pus. Care e diferența dintre agricultori și oamenii de stat? Ce ar trebui să învețe ei de la oamenii care iubesc și lucrează pământul? Ar fi bine ca un politician să gândească ca un agricultor, nu ca un politician. E posibil? Nu. Vedeți, în politică, vreau să vă spun, ca să fii politician, trebuie să poți una să faci, spui una, dar să faci alta. Dar în agricultură nu-i chip așa. Fiecare om trebuie să facă ce își poate. Dacă el poate să facă agricultură, trebuie să facă agricultură. Politicianul trebuie să facă politică, dar atâta cât vreme, cât să avem niște politicieni curați ca lacrima, să avem politică bună. Cât nu avem politicieni curați ca lacrima în politică, nu o să ne fie foarte greu. De unde aveți motivația asta ca să faceți și asta, și asta, și asta, și asta? Sau ele singură vin. Cum vezi? Principalul să ai curaj, principalul să fii încrezut între ceea ce faci, că poți și să primești. Și respectiv nu puteți să cedați atunci când vine oportunitate sau... Nici într-un caz. De asta nici nu-ți discut. Acum, în momentul dat, sunteți milionar sau nu? Nu. Cred că anul ăsta suntem milionari în pierderi. Noi nu putem să zicem că suntem. Noi toate investițiile care și toate profiturile care le avem, le reinvestim. Procurăm tractoare, procurăm combaini, procurăm utilaj agricol. Dar în Moldova avem milionari în agricultură sau nu? Eu cred că sunt. Și poate de făcut bani din acel domeniu? Poate de făcut bani în agricultură, dar... Sunt riscuri foarte mari. Eu cred că mai mare risc ca în agricultură nu există în alt business. Dar dacă ne întoarcem înapoi la asta, că fără agricultură nu putem și fără mâncare nu putem, putem să nu ne cumpărăm mașină, putem să nu ne cumpărăm ceva alt, putem alt avion să nu ne cumpărăm, dar mâncare trebuie în fiecare zi pe masă să fie. Statul susține astăzi agricultura suficient sau nu? Nu putem să zicem că nu susține statul agricultura. Mulți agricultori se plâng că nu sunt susținuți.
să zici că chiar de fiel nu se susține, eu nu sunt de acord. De ce? Totuși, să dă subvenții la frigideri, să dă subvenții la plantatele vieți, să dă subvenții la credite. Alta întrebare, dacă luăm comparația susținerii statului Republica Moldova, că susține și într-o țară europeană, e ceruși pământ. Dar poate un agricultor să reușească fără susținerea statului sau nu? Ar trebui să bazeze pe asta doar sau nu? Se bazează, dar mai mult se descurcă singuri. Eu când am început lucrul, n-am început de la 1000 de hectare, am început de la 1 hectar 70. N-am început de la 1000. Și apoi încet și ori am crescut câte o leac, câte o leac, câte o leac. Dar contează studiile în agricultură sau nu? Păi numai decât. Nu poți să faci agricultură dacă nu ai studii, da? Nu poți, nu poți. Asta e pierdere de tot. În primul rând de bani. De bani pentru că faci greșeli. Greșelile este a ard toți banii în agricultură. Care sunt, mi-ați spus că vă place să citiți foarte mult. Care sunt, nu știu, cărțile care v-au impresionat? Ultima premie, cel mai tare îmi place literatura și e și depinde de profesia mea. Cartea asta din ce an? Ei, asta nu vă pot spune, să ne uităm. Asta nu e... Asta e carte din 2001, Pomicultură, ediție, cred că, românească. Această carte... Fitotehnia. Din 1960. Noi folosim asta, carte din 60, folosim literatură veche, din anii 60, 70 și 80 încoași. Avem foarte multe cărți și e și depinde de agronomie, în care găsim lucruri foarte interesante. S-au făcut experiență, s-au făcut ani de-a rând, un an, doi, trei, patru, zece, cu diferite norme de îngrășăminte, cu diferite norme de sămănat, cu diferite norme de substanțe chimice, care sunt erbicide, fungicide, insecticide. Dar până la urmă, cât e de important ca tinerii să citească cât mai mult? Și cât de mult pe dumneavoastră v-a ajutat asta, cititul? Păi dacă nu citești, nu știi. Dacă nu citești, nu poți să afli ceva nou. Cărțile scrise, în carte e scrisă, e rugumat tot. Noi numai trebuiește să folosim și ea și este scris. Trebuie de studiat cărțile de pomicultură, fitotehnie, agrochimie, un șir de cărți. Cărțile care păzesc solul, sunt tehnologiile de păzire a solului. Eu iarăși mă întorc, noi avem un sol perfect. Dar cu părere de rău, în prelucrarea solului s-au implicat, nu agronomii, dar s-au implicat nu știu cine, businessmani, alte profesii, care n-au absolut idei de agricultură. Cum ar trebui noi să economisim banii? Niște secrete, nu știu, niște metode așa mai, după care vă conduceți. Păi să nu facem cheltuieli într-aiurea. Asta e secretul. Să cheltuim banii acolo unde este strict și strict necesar. De a împrumuta bani și a oferi împrumut bani. Ce părere aveți despre asta? Știți, prin anii trecuți era foarte greu de obținut un credit la bancă. Gaj, comision și așa mai departe. Practic, eu nu sunt adeptul de a lucra cu credit. Eu sunt adeptul de a lucra cu banii. Poate să fie o dezvoltare poate mai anevoioasă, mai... Da, și să nu putem întoarce creditul și să avem probleme. Cum învățăm următoarea generație sau copiii noștri ca să fie harnici, să muncească, să fie disciplinați financiar? Asta și e mai grea întrebare. Foarte greu să învățăm generația următoare să lucreze, să fie disciplinați. Trebuie părinții, în primul rând, să facă și trebuie ești, trebuie văd și copiii și fac și ei. Secretul nu e mare aici. Trebuie să le dai un exemplu. Vreau să vă spun că copiii sunt foarte bravă, sunt mulțumit de dânși. În primul rând, când au plecat pe hotare, rămas în țară. Într-a doilea rând, când mă ajută în lucru
și băietul și fata. Fata se descurcă foarte bine în contabilitate, în programe. Bătul e programist, face programe interesante pentru agricultură. Cum vedeți agricultura în Moldova peste câțiva ani, de exemplu peste 10 ani? O să avem probleme cu forța de muncă. Noi trebuie să investim într-o așa tehnologie unde să trebuiască puțină lume la... cu 2 tractoriști, cu 3-4 tractoriști să putem lucra toate suprafețele. Am observat că aproape toți angajații dumneavoastră sunt în vârstă până peste la urmă. Peste 50, puțin care sunt sub 50. Da, peste 50 de ani. Da. Ce o să faceți până la urmă, oricum, oamenii, adică nu o să poată să muncească? Noi stăruim. Noi acum avem 3 tractoriști tineri care i-am primit. Încercăm să investim în tineret. Dacă faci agricultură, faci. Dacă nu faci, nu faci. În agricultură câte o leacă nu mier. Ori o facem ca la carte, ori nu o facem de fel. Am observat că sunteți foarte, foarte optimist. Până acum, de exemplu, eu am întâlnit foarte mulți agricultori care se plângeau că totul este greu, că așteptăm ajutoare de la stat, că fără acestea nu putem face nimic, că intrăm în faliment. Eu nu am auzit niciun cuvânt despre asta de la dumneavoastră. Știți, ajutoare de la stat noi am avut, dar ne bazăm și pe puterea proprie. Ne bazăm și noi pe ceea ce facem. Eu nu sunt adeptul la ceea că dumneavoastră spuneți că agricultorii plâng. Eu, cât de greu n-a fost în agricultură, n-am plâns niciodată. Dar sunt colegi de-ai dumneavoastră care sunt, plâng. Da. Sunt că plâng. De ce mai mult plâng și mai rău? Trebuie, din orice situație, este o ieșire. Din orice situație poți te descurci cu toate greutățile care le ai în agricultură. Trebuie numai să vrei și să crezi. Care e unghiul de căpătâi? Ideea principală de care ar trebui să conducă un antreprenor pentru a avea succes, după care v-ați condus toată viața și în viață și în afaceri, absolut tot. Ideea principală care este, trebuie să fii cinstit cu lumea. Așa și vorbești, așa să faci. Și așa și ai vorbit și ai promis, tot așa să faci. Să-ți ții de cuvânt. Trebuie să susții angajații, să stimezi angajații și cu fiecare în parte să-l înțelegi pe fiecare, că lumea e diferită. Trebuie să fii tu un exemplu, în primul rând, pentru toți angajații tăi, că să ai succes ca la rândul lor ei să aibă. De la cine luăm un exemplu? Vă este frică de concurență sau nu? Niciodată nu m-am temut de concurență. Și nici nu mă tem. Nu avem treabă cu concurență. Și atâta timp cât eu fac lucruri frumoase, atâta timp cât eu fac agricultură, atâta timp cât se primește, apoi eu nu mă tem ca să vie Doamna în hârtop și să fie mai bun agricultor ca mine. Îi strâng mâna și mă bucur. Și atunci eu mă odihnesc. Dacă eu văd un concurent sănătos, dacă văd un concurent cinstit, el poate să facă lucruri mai frumoase ca mine, văd în suflet, vă spun, că îi strâng mâna și numai îl ajut. În agricultură este concurență? Este. E sănătoasă? Nu. Din ce cauză? De atâta că sunt agricultori care nu sunt sănătoși. De atâta nu-i sănătoasă concurența. Nu sănătoși la minte. Dar ce aveți în vedere prin asta? Păi nu-s cinstiți. E că așa e toată vremea. Vor să... Pentru un cuvânt trebuie să te bucuri de binele care omul îl face. Da. Nu trebuie să te bucuri că la cineva, nu trebuie să-ți pai rău că la cineva îți primește lucruri mai bine ca la tine. Asta e cel mai rău. Nu trebuie să fim invidioși. Nu trebuie de fel. Invidia alușii de pe om. Invidia n-al ajută pe om niciodată.
Și printr-un cuvânt, eu am avut ocazii să ajung și eu în Statele Unite. Am fost la Casa Albă, am fost în biblioteca Congresului, unde am stat de vorbă cu politicienii americani, care nouă ne-au spus. Și eu asta îmi țin minte, că nu trebuie să te gândești la rău, nu că să-l faci. Asta și în agricultură. Nu trebuie să te gândești. Pentru că, dacă te-ai gândit, damu-i rău. La rău. Dar dacă să mai faci un rău, asta de obște, catastrofă. Asta e spusele știocean de un politician american. Fără stăruință, fără disciplină, fără nopți nedornite, fără sărbătorile pe deal, nici o oră liberă în unele perioade a anului. Fără asta nu faci agricultură. Trebuie să ai cunoștință. Haideți să luăm de la asta. Tot succesul e în cunoștință, nu e în altceva. Tot succesul în studierea noilor tehnologii. Tot succesul în carte. Trebuie să cunoști cartea și trebuie să faci ca la carte. Am înțeles. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru toate sfaturile și mă bucur foarte mult că noi în Moldova avem asemenea oameni. Chiar mă bucur. De Doamne să fie mai mulți și mai buni. Nu te plânge că atragi plânsul. Invidia îl omoară pe om. Fii corect față de tine și cu oamenii din jurul tău. Învață să cheltui banii ca mai apoi să-i poți deține. Și încă una. Lucrează cu dragoste și devotament. Sunt doar câteva reguli învățate astăzi de la Dumitru Orescu, omul care naște și dezvoltă valori. Dacă aveți asemenea oameni lângă voi, aveți grijă de ei. Și învățați din nota lor de plată. Noi ne revedem într-o altă ediție și nu uitați să dați like, să vă împărțiți și cu alții și să vă abonați la canalul de YouTube Agora. Pa, pa!